lume luminate, care că sì, o lume cu mult soare și mii de jucării pentru copii. În lumea cu povești și flori veți întâlni numai copii. Și o lumea inocenței păstrați orice ar fi pentru copii. Ieri am fost și noi copii, dar timpul ne-a schimbat. În viață am pornit și vise am împlinit așa cum ne-am dorit. Gânduri bune câte am strâns și tot ce-am învățat. Sunt de rost.
Thank you.
Jocul de șah. Și pentru că ați adunat în jurul vostru astăzi aici oaspeți dragi. Așa cum sunt doamna Mariana Ioniță, președinta Federației Române de Șah. Doamna inspector Amelia Baciu, bănică, reprezentanta inspectoratului școlar. Vă rog. Reprezentant al domnului primar, care din motive obiective nu poate să fie astăzi cu noi, doamna Mirela Buftea, purtătoarea de cuvânta primarului. Reprezentanții ai mass media, părinți, copii, instructori de șah, tuturor vă dorim să petreceți două zile minunate alături de noi. O să rog pe doamna Mirela Buftea, în calitate de reprezentant al primăriei și al primarului, gazda principală a zilei noastre de azi, să adreseze în numele primarului câteva cuvinte. În primul rând vreau să vă spun în numele domnului primar Ovidiu Nemes, care din motiv obiectiv astăzi nu a putut fi alături de dumneavoastră, deși ar fi vrut să fie prezentat, avea trecut acest eveniment în calendarul său, dar, cum vă spuneam, din motive obiective, nu a putut să participe în această dimineață la startul acestei mari competiții. În numele dumnealui, țin să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de copiii dumneavoastră, ați făcut acest efort să veniți din toate colțurile țării pentru a participa la acest eveniment. Să-i felicit pe organizatori pentru faptul că la Sighetul Armației, iată, se întâlnesc acești copii minunați, primiți deosebite, pentru că cu siguranță copiii care aleg să practice acest sport al minții sunt niște copii deosebiți. Felicitări dumneavoastră părinților, sperăm din suflet să petreceți câteva zile minunate la Sighetul Armației și să vă întoarceți de fiecare dată cu mare drag în orașul nostru. Vă mulțumim și două zile excelente vă dorim! Domnului
alături de noi, de învățământul preșcolar și de câte ori am ocazia spun că a contribuit prin plin la ridicarea învățământului preșcolar în Sighetul Mare, mai și lucru pentru care e mulțumit. V-am spus că această competiție, Cupa Preșcolarului, este omologată de Federația Română de Șah. Avem astăzi onoarea să avem pe doamna președintă, doamna Mariana Ioniță, și doamna președintă, știu că de aici plecați la un simpozion important la București care va avea loc în zilele de 4 și 5 și că dumneavoastră de ani buni militați pentru implementarea șahului în sistemul de învățământ. Vă mulțumim foarte mult, suntem alături de dumneavoastră și vă ținem pumnii și vă urăm succes. Vă rog acum două de cuvinte. Onorată să fiu invitată la voastră. Ce vreau să vă spun sunt câteva lucruri importante în viață. Deci Federația Internațională de Șah are o deviză care se numește Gens Una Sumus, adică toți suntem o familie. Credeți-mă, aici la Sighet mă simt ca într-o familie. Vreau să l-am pe alături de mine pe Andrei Mintău, care este vicecampion european. El a jucat, a început aici în grădiniță, cu el la școală. El este un model și rezultatul muncii dumneavoastră. Aș mai vrea să... Da, mă vede. La noi, la român, este popor. Omul sfințește rău. Domnul Costiu este omul care... Vreau tu sincer, vreau tu. O să vină și râd. Da. Oameni care, adulți de fapt, care s-au implicat în această acțiune. Mândria noastră de adulți sunt acești copii care vor duce mai departe activitatea noastră. Andrei, ești emoționat? Ce să vă spun, e un lucru minunat când niște copii așa frumoși joacă șah, joacă bun pentru ei, îi dezvoltă, dezvoltă inteligența și orice ar face în viață, știți că vor pleca la facultăți economice, facultăți de inginerie, vă garantez că șahul își le va folosi. Am de cuvinte de mulțumire. Mulțumim, doamna președinte! Părinților care știu câte eforturi se fac să ajungem aici să participăm. Mulțumim colegilor de la celelalte centre, de la Iași, de la Arad, de la Suceava, care sunt alături de această zonă. Vreau să vă spun că fiecare oraș din România se întâmplă această Cupa Preșcolară, adică și la Constanța se duce șapta grădiniță, și la Arad, și la Iași, și la București, dar această acțiune de la Sighet este unică, pentru că ne strânge pe toți, pe cei de la Iași, pe cei de la București, pe cei de la Constanța, de la Arad, de la Suceava, ne strânge aici și ne ajută să facem o schimbă experiență. Acum, direct la concursul care se desfășoară acolo jos, cel mai bun să câștigă. V-am spus că acest concurs, Cupa Preșcolarului, este aprobat de Ministerul Educației Naționale. În acest sens, în realizarea demersurilor către Ministerul Educației Naționale, ne-a fost alături conducerea Inspectoratului Școlar și, în mod special, doamna inspector educativ Amelia Baciu. Doamna inspector, vă rog să transmiteți mulțumirile noastre conducerii Inspectoratului Școlar, iar eu vi le adresez dumneavoastră în mod personal.
o să rămân aici cu copii, pentru că rolul de astăzi este să fie împreună cu copii. Mă bucur foarte mult că este o simbiotă de energie, de iubire, de bucurie, pentru că astăzi este ziua copilului, în primul rând, dar și ziua noastră. Și ziua bunicilor, și ziua mamicilor, și ziua tăbucilor, și ziua celor care sunt, care răspund de ceea ce înseamnă educație. Încă fiecare dintre noi trăiește și copii. Cuvântul Inspectorului General, profesor Ana Lucreția Maria Monoman, este un cuvânt de forță, de determinare în ceea ce privește activitățile de acest gen. Vreau să le mulțumesc frumos tuturor celor care sunt aici, începând de la cei mici. Îmi pare foarte rău, am încercat să-mi aduc că cât de cât nu este din Maramure și modelul, dar este tot un element tradițional. Astfel încât ceea ce se întâmplă astăzi în SIGHE, pentru că nu este singura acțiune, sunt mai multe acțiuni care se organizează, acțiunea ale Ministerului Educației Naționale, în care sunt convinsă că dumneavoastră, ca și adulți, în primul rând, credeți în proiectele care se vor derula și care se derulează și care se vor derula. Vreau să-i salut pe doamna președintă, îi mulțumim frumos. Deja am avut o invitație pentru Baia Mare, pentru cei mari. La liceu de artă este un concurs interesant de șah. Mulțumim frumos și vedem ștafeta. Vă rog că nu sunt în simbioză de culori cu echipa și binecuvântarea părintului când este binevenită. Mulțumesc mult pentru binecuvântare. Mulțumim noi, dragi. În 2009-2010, la grădinița numărul 9 a fost înființat Centrul de Resurse pentru Educație și Dezvoltare. Acest centru se adresează întregii comunități și prin misiunile importante pe care le are este acela, și aceea de a depista copii capabili de performanță. Atunci în grădinița noastră era preșcolarul Andrei Lindău. Andrei, care uimea întreaga comunitate și nu numai prin rezultatele pe care le obținea la concursurile și la turneele naționale, internaționale de șah. Atunci l-am cunoscut și pe domnul Costiu și împreună cu colega mea, Iliana Vârsta, am zis că trebuie să transformăm totul într-un mod organizat, într-un proiect. Cel puțin, din orașul SIGHE să depistăm copiii capabili de performanțe. Andrei ne-a fost un model. Sigur că proiectul nostru atunci a fost la nivel local, a fost o reușită și atunci am făcut demersurile spre inspectorat, spre minister, să-i dăm un caracter național. Iată că astăzi am ajuns să trăim acele echipe. Andrei este vicecampionul european. Bravo! Tot atunci s-a produs întâlnirea noastră cu un om extraordinar. Un om care de ani de zile caută, găsește, inițiază copiii în ale șahului fără a percepe nicio taxă. Doar are la bază imensa lui pasiune pentru șah. Dacă evenimentul de astăzi are loc, de acest lucru este vinovat domnul Costiu. Am să spun doar câteva cuvinte. Suntem în mare întârziere. Pe mine mă interesează mai mult șahul decât pe oratoria. Dar țin să subliniez faptul că astăzi, ziua copilului, a Sighetului Marmației, pentru prima oară în istoria Sighetului, avem un președinte al Federației Române de Șah, doamna Maria Minici. Doamna, pentru cei care nu o cunosc, doamna Mariana Ionită se identifică cu șahul dintotdeauna. A fost multiplă campioană națională la juniori. Doamna Mariana Ionită a fost și campioană națională la seniori, în 1990. Doamna Mariana Ionită conduce cel mai puternic club de șah din țară, Clubul Central București.
și este organizatoarea celui mai frumos turneu internațional vara după terminarea școlii în fiecare an la Capo Aurora. Noi suntem deja, cum să zic, adaptați cu rigor de doamne, mergem vară toată lumea la mare, jucăm șah, întoarcem bronzat cu cupe și diplome. Eu vreau să mulțumesc colegilor antrenori, oaspeților noștri, din Iași, din Suceava, din București, din Arad, din Râmnicu Vâlcea. Și, în mod deosebit, vreau să mulțumesc celor din Satul Mare, cu care colaborez foarte bine și cu ocazia asta anunț că arbitrul turneului este domnul Paz Zăotan. Este cam de vârsta mea, puțin mai tânăr, dar a fost prototipul meu în șah pentru copii. De la dumnealui mi-am însușit această dragoste de șah și de copii. Vreau să mulțumesc părinților celor care îndrumă copiii spre șah. Nimeni încă nu știe binefacerile de șahului, dar este mană cerească pentru acest copilaj mic șah. Îi dezvoltă extraordinar și cei care lucrează cu copii pot să dea seama că nu greșesc. Vreau să spun că la această grădiniță, care mi-a devenit dragă între timp, se lucrează. Chiar dacă repet ceea ce am mai spus, doamna profesor Maria Tomoiagă nu lucrează aici. Doamna profesor aici își trăiește viața. Ea se confundă cu această grădiniță. Aici toată lumea lucrează. Eu vin foarte des aici, dar n-am observat cineva să stea. Una leargă încolo, unul încolo, altul vopsește, altul șterge. Aici toată lumea lucrează. Și este un colectiv minunat. Fiți dragi doamnele care lucrează aici, personalul, tot. Ce să zic? Eu sunt fericit. Și mulțumesc doamne Mariane Ioniță. S-a făcut atât la jurul. Ca să ne vadă acești frumoși copilași, o rog să facă o poză cu ei. Da? Și doamna profesor Trebuie să vă spun că dacă nu aș fi avut prieteni de nădejde ai grădiniței, mie nu-mi place cuvântul sponsor. Sponsorii sunt prieteni. Cei care ne sponsorizează sunt prietenii noștri. Dacă nu am fi avut sponsor, poate că prieteni buni, n-am fi reușit acest eveniment. Vreau să mulțumesc unui prieten care dorește să rămână anonim, dar care din dragoste pentru copii și pentru îndeplinirea unei dorințe personale a sponsorizat totuși cupele și medaliile. Domnului Dacian Gens, care de ani de zile este alături de noi, membru al Consiliului Local. Domnului Galo Norbert Ionel, managerul firmei Refill Center. Domnului Angry Robert. Doamnei avocat Onița Ivașcu Dana, consilier local și membru al Consiliului nostru de administrație, și nu în ultimul rând, colegii mele Liliana Vârsta, te rog să profesor la această instituție, care de 3 ani îmi este alături, cu care împreună am pornit acest proiect. Îți mulțumesc, Liliana, mulțumim și colegilor noastre, le mulțumim din suflet, care sunt alături de noi, iar pentru ca acțiunile noastre să fie cunoscute, am avut prieteni dragi din mass media. Îi mulțumim domnului director general Gheorghe Paul Sanislo de la TV Sighet, Sighet FM și Mara Media,
domnului Ioan Popescu de la Searul Sighetianu, domnului Cantor Odilo, director Sighet FM și membru al Consiliului nostru de administrație, domnului Florentin Năsui de la Graiul Maramureșului. Și nu în ultimul rând, mulțumesc sponsorului meu personal, dar și al grădiniței, părintele Ioan Paul Tomoiagă, pe care o să rugăm să dea binecuvântarea începerii acestui campionat. Aș vrea să vă spun și eu cum venit în Sighetul Marmației. Mă bucur că sunteți astăzi aici și că odată ce ne veți lua premiile, că sunt sigur că o să ni le luați, o să duceți mai departe o vorbă bună despre Sighetul Marmației. Vă doresc, dragi copii, ca premiile pe care le luați să le duceți cu drag și să le mulțumim totodată profesorilor care vă îndrumă ca să luați aceste premii, să mulțumim părinților care lasă la o parte orice altă preocupare ca să vă fie alături. Vă doresc ca peste ani să fiți campioni și eu să mă mândresc că v-am cunoscut. Vă doresc mult succes, iar pentru că astăzi este ziua voastră, dragi copii, vă doresc la toți să fiți cei mai buni! Am avut un lucru. În această acțiune am fost mult ajutați de reprezentanții ai Consiliului Local. O să rog pe doamna avocat. Doamna Alița Ivaș, cu câteva cuvinte din partea Consiliului Local. Bună ziua, dragi copii! Bună ziua! Vreau să vă felicit pentru faptul că sunteți alături de acești copii minunați care știu să facă performanță și faptul că acest eveniment se desfășoară la Sighetul Marmației trebuie să ne facă pe noi să fim mândri. Vreau să vă spun că nu doar autoritățile locale sunt implicate în acest proiect, pentru care felicit pentru că am fost nouă și foarte mulți oameni de suflet care sprijină activitățile și performanțele extrașculare ale acestor minunați copii. Consiliul Local, Primăria Sighetul Marmației, vreau să vă asigur pe această cale că este alături de dumneavoastră, încurajează performanța acestor micuți care ne fac să fim mândri că se aude de Sighetul Marmației și în toate punturile țării. Faptul că astăzi sunt aici atât de mulți participanți și atât de mulți copii înseamnă că acest eveniment contează pentru noi, pentru Sighetul, și este o bucurie că suntem organizatori. Și vreau să vă spun și să vă reamintesc un fapt personal în anului trecut, la sfârșitul anului trecut, în calitate de consilier local, am inițiat un proiect care se numea Încurajează Performanța. În cadrul acelui proiect am încercat să selectez copiii din Sighetul Marmației cu performanță extrașcolară, care au primit diploma de excelență. Și Andrei Mihau, care a pornit din această grădiniță, a fost premiat în cadrul acelui proiect cu o diplomă de excelență. Vreau să-l felicit o dată și eu pe această cale și am fost onorată în anul trecut să-i mânez acea diplomă de excelență. Felicitări încă o dată, felicitări părinților, felicitări organizatorilor, mulți succes copii astăzi! Copilași, se câștige cel mai bun! Poftiți în sala de concurs! În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Dumnezeu, Înger Îngerașul meu, ce mintea de-al Dumnezeu, zicem împreună, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Totdeauna mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne Iisuse Hristoase, cu milostivire caută spre copiii aceștia și binecuvântează, trimite-le minte, din inimă și în grai, Duhul înțelepciunea științei, și câștigători și viitori arată în concursul acesta pe toți. Dumnezeu să vă binecuvinteze într-un ceal bun și să vă ajute. Sunteți învingători de la început, toți sunteți învingători, pentru că șahul este un concurs a minții. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze că mintea este cel mai important lucru care ne-a dat Dumnezeu fiecare dintre noi. Și Dumnezeu să vă crească mintea odată cu vârsta, să fiți de bucurie părinților, întărire țării noastre
și bucurie lui Dumnezeu. Doamne ajută! Copiii se dăm iubire, ce purtăm cei buni, să le arătăm. Și noi copii, dar timpul ne-a schimbat. În viață am pornit și vise am împlinit așa. Cum ne-am dorit, gânduri bune, cât am prins și tot ce-am învățat. Copiilor să dăm iubirea ce-am putut cei buni. Mai sincer, mai curat. Ce ochi știu a vorbi atât de adevărat.